câțiva colegi și mi-au spus că e vorba de o scriitură și curată și acurată, se vede acuratețea, o scriere, cum să vă spun, destul de ușor de citit, deci va avea mulți cititori, mai ales datorită temei și subiectelor abordate. E drept că nici eu, ca om religios declarat, pentru că sunt a treia generație de baptiști, nu sunt foarte tare atras de acest gen de spiritualitate, pentru că spiritualitatea foarte ușor poate să decadă dacă omul nu este avertizat și nu are un fundament biblic, poate ușor să cadă această spiritualitate benefică în spiritualism și chiar în spiritism. Și doamna Gabriela este de acord cu mine la pagina 39, pentru că mi-am lăsat ochelarii acasă și am ochelarii de vorbit, cum zicea regretatul nostru coleg. Ei, am mai uitat să evoc în fața dumneavoastră pe prietenul și colegul nostru, care, deși e o coincidență de nume, nu-l chema Ardelean, îl chema Nică Ardeleanu. Și aș vrea să vă amintiți cu toții de el, pentru că a fost un om și un scriitor minunat. O să rog pe doamna Gabriela să-mi citească aici, am zgârit-o în carte, în partea aceasta în care ne dă dreptate nouă ca aserțiune și după aceea mai continuăm. Asta, e roșu și cu asta până aici, da. Dar oare unde sunt soluțiile la provocările, suferințele și problemele noastre? La un guru, maestru de Reiki, de yoga, în hipnoză, la medici, psihanaliști, cursuri de dezvoltare personală, preoți, biserică, spiritualitate. Și de ce după atâta timp de mers la ei unora nu li se întâmplă nimic și nu au rezultate dorite? De ce nu văd nimic concret în viața lor? Da, mulțumesc. Mai departe vorbește doamna autoare despre credință și credințe. Acum vreau să vă spun că eu am întâlnit, nu doar cuvântul credință, am întâlnit, fiecare pagină a cărții vibrează de o credință puternică și interioară. Și ca să vă spun ce mi-a plăcut în mod deosebit din carte, ar fi, cred că, prematur, pentru că aceste exemplare sunt în fața noastră pe masă, nu sunt încă la dumneavoastră, dar doamna Gabriela va ști la ce mă refer. Mi-a plăcut și m-a uns la suflet episodul cu mănăstirea aceea pierdută în codrii românești adânci, unde s-a petrecut minunea și mi-a mai plăcut, deși nu sunt foarte tare de acord cu tehnicile astea, mi-a plăcut o tehnică de eliberare pe care am găsit-o la pagina 64, eliberare sau restituire, prin care zice că dacă îți amintești un lucru neplăcut din viața ta, eu cred că nu numai din copilărie, și o metodă de a exorciza demonul ăsta din noi, este să te pui să scrii pe o hârtie tot, să faci un rezumat al întâmplării și al necazului care le-ai avut, după aceea să respiri adânc, să bei câțiva litri de apă, câteva căni de apă și să reiei textul ăla, să-l recitești și de la urmă să-l rupi sau să-l arzi undeva într-un loc singur. Acum vreau să vă mai spun atâta, și să închei spunându-vă că am văzut-o noi toți, și când zic noi toți vorbesc de societatea românească din ultimul timp, o tendință de a amesteca spiritualitățile, adică de a culege, și asta e tendință generală și chiar planetară, de a culege elemente din tradiția ortodoxă, din spiritualitatea ortodoxă, care e minunată, și ale amesteca cu tehnici și filozofii de viață și religioase orientale. Nu le mai numesc, că le-a citit doamna Gabriela. Și vreau să vă spun, după părerea mea, aceste lucruri pot fi și benefice. Uneori, cum a citit doamna din pagina aceea, pot să nu dea rezultatul, dar e ferice și bine pentru cei care au trecut prin experiență și s-au vindecat sau simțit puterea lui Dumnezeu exprimată prin
prin acel lucru. Un singur lucru vreau să vă mai spun și pe care îl repet, nu obosesc să-l repet, l-am scris și în articole publicate în reviste mai mari. După părerea mea, nenorocirea planetei Pământ provine din ignorarea, nu zic din necunoaștere, că toți am citit-o și mai știm câte ceva, din ignorarea conștientă, care era și păcatul cărturarilor și fariseilor, păcatul împotriva Duhului Sfânt, împotrivirea lor conștiință față de Domnul Iisus Hristos, când l-au văzut făcând minunile și când i-au auzit predicile, declarațiile. Deci provine toate necazurile care le simțim pe pielea noastră acum ca popor, ca planetă și care se vor escalada în continuare, provin după părerea mea din necunoașterea și neaplicarea Sfintei Scripturi, a Bibliei ca Sfântă Scriptură. Mulțumesc! Mulțumim!